Dumnezeu știe, înainte să-i ceri tu, ce nevoie ai. Că El locuiește în inima ta și atunci El știe exact ce vrea inima ta. Nu trebuie să spun. De asta rugăciunile sunt tăcute, nu sunt rostite prea enfatic așa. Deci știe. Și iubindu-ne pe toți deopotrivă și la fel, are grijă să ne și dea ceea ce avem nevoie, nu ceea ce credem că avem nevoie. Sufletul omului e ca o fântână fără fund. Orice îi băga acolo e foarte puțin. Singurul care poate umple nesfârșită asta fântână este Dumnezeu. Bă, nene, vrei să faci ceva mai bine decât am făcut eu? Fă tu mai bine. Eu atâta pot să fac. Bucurii divine tuturor, bucurii divine dragoste. Domnule, am rămas de la podcastul trecut pe canapea și e foarte bine. Te-ai mai ridicat, am mai făcut și alte lucruri, însă îți mulțumesc că ești din nou aici pentru a face un nou podcast remarcabil. Restul este realizat. Iar tragi concluzia înainte. Hai să vedem dacă e remarcabil după. Atunci, dacă nu poți să trag concluzia înainte, poți să-mi creezi o intenție. Cum vezi tu intenția și atrage concluzia înainte? Adică pot să-mi creez o idee legată de ceea ce vreau să creez. Da, intenția e una, dar ea după aia vine urmată de un gând, vine urmată de o rostire și la final de o acțiune. Și atunci intenția e foarte bună, dar ea nu înseamnă că substituie celelalte etape. Și atunci finalul intenției trebuie să fie acțiune. Iar concluzia e post-action, nu e înainte. Intenția poate să fie foarte bună, și finalul să fie prost. Și uite-te ce înțelept spune cineva: drumul spre iad e pavat cu cele mai bune intenții. Deci, nu e suficient doar să ai o intenție bună. Trebuie să închizi cercul. Să ai și gândul bun, și rostirea bună, și acțiunea bună, și atunci, da, poți să zici, bă, am săvârșit o treabă. Doar intenția e ca și cum ai judeca romanul după primul capitol. Nu poți să-l judeci decât după ce l-ai citit pe tot. Mulțumesc! Oreste a fost realizator TV și acum realizator de podcasturi. De podcasturi mai puțin, că n-am mijloacele tehnice deocamdată, mai degrabă invitat. În podcasturi. Și, dragule, astăzi vreau să vorbim despre ceea ce ai creat tu în această viață până acum, până la aproape 50 de ani. Și primul lucru despre ceea ce aș vrea să vorbim este această carte pe care ai scris-o și aș vrea să pornim de la ideea titlului. Lumea este oglinda în care te privești. Cum ți-a venit, cum înțelegi tu acest lucru? Cum înțelegi că noi oamenii în această viață ne vedem tot pe noi înșine în discuțiile cu ceilalți oameni și în interacțiunile cu ceilalți oameni de orice fel? Băi, în primul rând, cartea este scrisă în 2007, deci putem spune că au trecut 16 ani de atunci, adică aproape două decenii. Eram și eu mult mai tânăr și mai la începutul drumului decât sunt acum. Nu am mai revenit asupra ei în ăștia 15 ani. În general, după ce s-a terminat un lucru, eu l-am lăsat în energia lui și în dinamica lui, fără să mă mai intereseze deloc. Îți mulțumesc că ai adus în discuție treaba asta. Sunt primele mele sinteze, sunt primele mele concluzii trase în urma unor întâlniri cu niște oameni remarcabili, în urma unor cărți fundamentale care m-au așezat pe o anumită direcție, a propriilor mele experiențe de viață, toate conceptualizate așa în ceea ce era căutarea mea de atunci a unicității spirituale. Pentru că, mă rog, le datorez mult probabil și părinților mei și mentorilor mei să înțeleg că dacă vorbim de Dumnezeu, El este același pentru toată lumea, dacă vorbim de spiritualitate, este una singură, fără diferențieri majore între ele, dacă vorbim despre culturi diferite, trebuie să le parcurgem înainte de a vorbi despre ele,
și din tot ceea ce am acumulat până în 2007, am putut să trag aceste concluzii. Iar subtitlul ăsta, că lumea e oglinda în care te privești, vine dintr-o altă butadă care pe mine m-a marcat și mi-a dat mult de gândit și de acționat, că omul are un singur dușman și de obicei când vrea să-l identifice trebuie să se privească în oglindă. Noi suntem propriul nostru dușman. Noi ne punem limitele, noi ne închidem în tot felul de închisori mentale așa, și admitem că unele lucruri se pot sau altele nu se pot întâmpla fără să îndrăznim să mergem până la capătul acțiunii. Și atunci, întrucâtva, aici este iluzia. Noi avem cumva senzația că lumea este după chipul și asemănarea noastră. Noi de asta și eșuăm în relații, și eșuăm în relații de tot felul, nu doar cu partenerul, ci în relații de interumane, pentru că avem cumva din start așa impresia că noi ne oglindim în toată creația asta. Ceea ce este și nu este așa. Și atunci, aparent, lumea este oglinda în care te privești, dar în esență lumea e lumea și tu ești tu. Tu faci parte din lume, lumea face parte din tine, că suntem oameni toți. Dar există, și asta am înțeles-o prin mai târziu, după ce am scris această carte, că există două duhuri, duhul lumii și duhul lui Dumnezeu. Duhul lumii nu este prieten cu duhul lui Dumnezeu, pentru că duhul lui Dumnezeu este adevărul, iar lumea nu e foarte împăcată cu adevărul. În lume funcționează mult mai bine conceptul minte-mă, dar minte-mă frumos, decât spunem un adevăr oricât de tare m-ar durea. Și atunci am înțeles mai târziu perspectiva asta a lui Iisus Hristos, că ce a lumii trebuie să-i dai lumii și ce a lui Dumnezeu trebuie să-i dai a lui Dumnezeu, și între cele două domenii de cele mai multe ori există foarte multe diferențe. Pentru că unul este adevărul, iar celălalt este confortul. Lumea trăiește pentru confort, nu pentru adevăr. Cum deosebești adevărul de minciună și pe lume de Dumnezeu? Păi, în primul rând, dacă nu lași pe cineva să te spele pe creier și te păstrezi natural, adică parte din macrocosmosul ăsta, inima ta știe, fără să-și poată explica vreodată rațional, ce este adevărat, ce este bine sau nu. Inima știe, mintea minte, că de-aia se numește minte. Putea să se numească altfel, uite, limba română se numește exact ca și verbul a minții. Și atunci mintea are nevoie de adevăr confortabil. Pe când adevărul de multe ori nu este confortabil. De asta lumea a căzut în păcat și trebuie să se ridice de acolo. Asta este tot mitul căderii omului. Omul s-a născut în adevăr și o sfârșește în minciună. De asta Hristos spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Și atunci viața nu poate fi în afara adevărului. Dacă e în afara adevărului, nu e viață. E iluzia unei vieți. E ca o minciună frumoasă, dar are grijă Dumnezeu să te trezească din ea. Prin ceea ce vorbeam, în primul rând, în primul nostru podcast, și prin calea suferinței. Suferința te pune față în față cu adevărul. Cred, nu mai e nimic confortabil în suferință. Te-am preocupat un pic. Asta e concluzia la care am ajuns acum. Acum, adică de-a lungul drumului. Iar la momentul în care ai scris cartea Lumea este oglinda în care te privești, te-ai gândit fix la acel lucru care ți l-am spus și eu, corect? Adică că oamenii sunt oglinda noastră. Da, știi cum e? Eu când am pus subtitlul ăsta, care nu mi-aparține, evident că e da, o cugetare mult mai veche decât sunt eu, gândindu-mă la faptul că am pornit de la ideea specific orientală care spune că dacă arăți cu degetul către altul, trei degete sunt orientate către tine. Și atunci dacă tu zâmbești lumii și lumea zâmbește ție, dacă tu ești morocănos, constipat și urăcios așa, și lumea îți va întoarce aceeași energie. Și atunci de aici a pornit ideea acestui subtitlu. Dacă vrem ca lumea să se poarte frumos cu noi, trebuie ca mai înainte să ne purtăm noi frumos cu ea. Cam aici era ideea punerii acestui subtitlu
primei cărți pe care am scris. Ce ție îți place, altuia să-i da. Faci. Și vreau să revenim la Duhul Lumii și la Duhul lui Dumnezeu. Cum ai descoperit, cum te-ai ghidat spre Duhul lui Dumnezeu, oreste? Să-L cauți pe Dumnezeu. Cum a venit căutarea ta spre Dumnezeu în tot ceea ce ai creat tu? Care a fost declicul tău în a-L căuta pe Dumnezeu? M-a inspirat foarte mult prin anii 90 și undeva pe 93 am văzut un interviu cu Petre Țuțea, care a povestit așa cum facem noi acum, dar sigur, el fiind Petre Țuțea, eu fiind eu, spunea că toată viața lui și-a dorit să fie cineva remarcabil și că s-a străduit întotdeauna după mintea lui și după capul lui să fie deștept. Și și-a dat seama la un moment dat că este prost. Și într-o noapte s-a hotărât să nu mai fie prost și a avut o discuție cu Dumnezeu în care a spus: Doamne, eu tot ce am încercat să fac nu mi-a ieșit. Acum m-am obosit și eu m-am plictisit și nu mai vreau să fac nimic. Îmi las toată viața mea în mâinile tale și fă tu ce vrei. Poate o să iasă mai bine. Și reporterul a întrebat: și ce s-a întâmplat? Și omul a zis: Doamne, de atunci parcă n-am mai fost atât de prost. Și asta mi-a dat mult de furcă și m-a penetrat mult atunci. Și atunci când m-am hotărât să nu mai fiu nicio prost, efectiv n-am făcut nimic altceva decât să nu mai îmi doresc nimic. Adică pur și simplu să accept că ceea ce mi oferă Dumnezeu e mai bine și mai interesant decât ceea ce îmi pot obține singur. Și atunci am descoperit cum lucrează Dumnezeu. N-am făcut eu pasul, El l-a făcut. Eu doar am acceptat că nu sunt capabil să îmi port de grijă mai bine decât o poate face El. Atât de simplu a fost, dar poate părea uneori mai complicat decât e cazul. Cum ai început să-L asculți pe Dumnezeu, oreste? Și cum spuneai, să te lași în mâna Lui? Păi, în primul rând, prin observație. Pentru că am observat că totul în mediul natural are sens, are logică. Oamenii, când sunt frumoși și când se poartă bine cu tine, au o lumină care nu le aparține. Și atunci am înțeles de ce se spune tot timpul că Dumnezeu, când vrea să vorbească omului, vorbește prin alți oameni, nu vorbește de capul lui. Așa a vorbit și cu Moise, fiind totuși un om, așa a vorbit și cu Avraam, alt om. Așa ne-a vorbit Iisus, care era un om, ce să vezi. Și așa mai departe. Și atunci, citind, trăind, observând, mi-am dat seama că lucrurile sunt perfecte. În sine, toate lucrurile sunt perfecte. Singurii care nu suntem perfecți suntem noi. Și noi nu suntem perfecți pentru că noi nu avem încredere în perfecțiunea lui Dumnezeu. Și atunci vrem cumva să creăm o perfecțiune a noastră, pe care noi, în prostia noastră, avem senzația că e mai importantă decât creația lui Dumnezeu. Și m-a vindecat Dumnezeu de a mai încerca să pun o amprentă a mea asupra unor lucruri care sunt perfecte. Trebuie eu să mă perfecționez, nu să perfecționez lumea, că lumea e deja perfectă. Cum ai pus armonia și... Da, bănuiesc o armonie între încrederea ta de sine și încrederea în Dumnezeu. Cum le-ai îmbinat? Cum îmbine aceste lucruri? Nu există o metodă, ți-am spus, prin mersul în flow-ul vieții. Adică eu am înțeles că viața e un râu care curge și curge foarte bine. N-am făcut altceva decât să-mi pun și eu bărcuța pe râul ăsta, fără să vâslesc. Unde mă duce râul, acolo e mai bine decât unde aș dori eu să vâslesc. Că de multe ori noi dorim să vâslim contra râului și obosim foarte tare și nici n-ajungem unde trebuie. Și cum îți pui această încredere? Adică ți-ai lăsat bărcuța acolo și ai încredere că totul va fi bine. Prin experiență. Când am vrut să fac lucrurile după capul meu, au ieșit mai prost decât atunci când pur și simplu le-am lăsat să se întâmple de la sine. Și am văzut că odată e bine, a doua oară e bine, a treia oară e bine. Am avut și certitudinea că e mult mai bine așa. Că așa a fost în viața mea, adică nimic din ceea ce mi-am dorit eu cu orice preț să se întâmple nu s-a întâmplat și lucrurile pe care le-am lăsat să se întâmple și am fost pregătit să fac parte din ele s-au întâmplat mult mai bine. Adică mi-a dat Dumnezeu răspunsul, n-a fost foarte complicat. Ziceai de oameni, oreste, care ți-au impactat viața, oameni remarcabili pe care ai cunoscut și
Aș vrea să te întreb care au fost acei oameni care ți-au impactat viața, în afară de părinții tăi, de la care ai învățat, învățători, maestri, cărți și poate chiar și filme. Păi da, au fost filme, foarte multe cărți, foarte multe oameni pe care am întâlnit, profesori pe care am avut în facultate și ăștia de la liceu m-au impactat mai puțin, că nici eu nu eram foarte contemporan așa cu ceea ce ar fi trebuit probabil să învăț mai temeinic în liceu. Dar după liceu am avut profesori în facultate, am avut viața mea, a scos în cale diferiți oameni din diferite domenii. Duhovnicul meu m-a impactat foarte mult în sensul în care după ce l-am căutat o viață întreagă, l-am și găsit mai spre târziu vieții mele așa și mi-am dat seama că ăla e imaginea lui Dumnezeu pe care eu o căutam. Și m-a impactat foarte mult și treaba asta și odată cu vârsta am înțeles că fiecare om, având un timp al lui, de când se naște și până când moare, are toate șansele să se întâlnească și cu adevărul și cu frumusețea și cu libertatea lui Dumnezeu. Nu trebuie să facă nimic. Vine Dumnezeu la om. De asta îl iubește Dumnezeu pe om, pentru că e prezent tot timpul în viața omului. Omul e absent din Dumnezeu. Dumnezeu nu e absent din om, niciodată. Care au fost dorințele care ți s-au îndeplinit, cele mai arzătoare dorințe care ți s-au îndeplinit, Oreste, și care consider că au fost acei pași sau acea întâmplare care ți-a facilitat acele dorințe să se îndeplinească și care au fost ele, desigur? Întotdeauna s-au îndeplinit dorințele legate de altcineva, nu de mine. Ți-am mai spus, nu, poate datorită educației, poate datorită felului meu de a fi, eu nu mi-am dorit foarte mult, adică cu ardoare, așa cum spui tu, anumite lucruri. Nu. M-au surprins de fiecare dată lucrurile care au venit spre mine, pe care nici măcar nu le așteptam și ele au fost minunate. În schimb, dorințele mele legate de alții, și astea au fost destul de rare, că doar nu voi fi vreun sfânt sau vreun martir, adică rugăciunile mele pentru binele, sănătatea și fericirea altora, le-am văzut că se împlinesc chiar în condiții care păreau că nu se împlinesc. Uite, de exemplu, ca să nu vorbesc foarte abstract, tatăl meu a fost un om foarte bolnav, adică din 86 până în 96 când a murit, a avut toate certitudinile din zona medicală că va muri în 3 luni, în 2 luni, în 6 luni, într-un an, în 2, în 3 și au mai trecut niște ani. Și probabil că am văzut treaba asta. Când părea că nu mai e nicio cale, se întâmpla aproape un miracol. Și atunci, da, pot să consider că și asta e un răspuns al lui Dumnezeu la rugăciunile și ale mele. Pentru miracole, Oreste, consideră că este necesar să facem ceva sau doar să le cerem? Nici măcar să le cerem, pentru că Dumnezeu știe, înainte să-i ceri tu, ce nevoie ai. Că El locuiește în inima ta și atunci El știe exact ce vrea inima ta, nu trebuie să spui. De asta rugăciunile sunt tăcute, nu sunt rostite prea enfatic așa. Deci știe. Și iubindu-ne pe toți deopotrivă și la fel, are grijă să ne și dea ceea ce avem nevoie, nu ceea ce credem că avem nevoie. Și nu trebuie să facem nimic pentru asta. Poate altceva decât să fim buni, adică să fim niște oameni normali, cum ne-a și făcut, adică să fim frați între noi, prieteni, să ne bucurăm, să ne veselim, să creăm. Dumnezeu e un artist. De asta îi și iubește foarte mult pe toți artiștii. Dragule, vreau să continuăm citindu-ți chiar, da, să citindu-ți coperta și aici mai... Când oamenii gândesc, e minunat. Când spun ceea ce gândesc, devin puternici. Iar când fac ceea ce spun, au ajuns înțelepți. Astfel, dacă ne concentrăm făcându-ne din gând, vorbă și faptă o coloană a infinitului care urcă spre Dumnezeu, vom reuși să aducem lumina chiar și în cel mai întunecat colț al universului. Și aici vreau să-ți pun întrebarea, dragule, cum putem să aducem din gând cuvânt și din cuvânt faptă în fiecare acțiune pe care o facem? Păi fiind autentici. Dacă intenția mea este să plec, am să spun că plec și chiar am să plec. Numai că, din păcate, în duhul lumii ăsta despre care tot vorbim, se produce o schizofrenie. Intenția mea este să plec, dar mi-e frică să plec și atunci am să spun că rămân și, de fapt,
rămân, dar o parte din mine pleacă. Și atunci ne scindăm energia. Gandhi a spus-o, n-am spus-o eu. A spus că puterea unui om vine din unificarea gândului cu vorba și cu acțiunea. Adică să fim pax aia. Bă, nene, dacă vrei să te duci în stânga, nu te duci în dreapta. Adică dacă intenția ta este să spui da, spune, frate, da. Și acționează ca atare. Apoi am înțeles că o spune Hristos treaba asta. Spune, puterea unui om este să zică da când vrea să spună da și să spună nu când vrea să spună nu. Și asta este libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Toți o avem. Libertatea de a face orice ne trece nouă pe-n cap. Înțelegând totuși că libertatea vine și cu responsabilitate. Și atunci dacă eu am hotărât să fac un lucru și lucrul acesta este greșit, să plătesc. Dacă lucrul este corect, s-ar putea să primesc, nu să plătesc. Și atunci e o libertate pe care trebuie să ne-o asumăm sau dacă vrem să ne-o asumăm. Dar Dumnezeu ne-a făcut liber pe toți și libertatea asta înseamnă curaj. Tu de unde știi că ești liber dacă tu n-ai curajul să fii? A, că se împotrivește toată lumea, foarte bine. Desparte-te de lume și du-te pe calea libertății tale. Eu am avut noroc pentru că eu am trăit într-un mediu cât se poate de liber. Adică pe mine nu m-a constrâns nimeni de mic să fac ceva, ceea ce nu am vrut să fac. Eu tot ce am făcut pentru că am vrut să fac. Iar pentru un om care a fost constrâns de mic, ce ar putea să facă pentru a ajunge la această libertate? Păi el... Și să iasă de Duhul... să iasă din Duhul Lumii. Să-și pună întrebarea măcar din când în când dacă este fericit. Cu adevărat. Și dacă nu este fericit cu adevărat, înseamnă că a greșit pe undeva. Și să-și corecteze această greșeală, e foarte simplu. În rest, am văzut în viața mea de foarte multe ori, știindu-mi, clarificându-mi viața, știind ceea ce vreau să fac, tot văzându-mă haotic în acțiunile pe care vreau să le fac, neprioritizându-mi-le și neștiind exact ceea ce vreau să fac, iar atunci când le-am prioritizate, să-mi vină o lene, n-am mai face acele acțiuni și să stau degeaba. Poate și ascultătorii noștri ei întâmpină astfel de provocări. Tu ai întâmpinat astfel de provocări și dacă da, prin ce metode ai ieșit din acea lene sau ți-ai stabilit obiectivele clare și ai trecut la acțiune? Evident că am trecut, că doar tot om sunt și eu. Iar la mine a funcționat întotdeauna metoda când nu ai chef să faci ceva, fă-l. Nu mi-a fost ușor, dar odată ce te împotrivești propriei tale leneveli, poți constata destul de repede o anume satisfacție. E ca atunci când alergi și simți fizic că nu mai poți, dacă forțezi un pic nota, după o etapă foarte scurtă, te-ai încărcat cu energie și mai poți să faci încă o dată tura de până atunci. Trebuie doar să te lupți un pic cu ieșirea din zona de confort. Asta e toată chestiunea. Și cum îți dai seama, cum spuneam puțin mai devreme, că chiar vrem să facem asta și când nu vrem să facem acest lucru? Păi dacă vrei să faci lucrul ăsta, o să-l faci. O să-l faci cu orice preț până la capăt, dacă vrei cu adevărat. Dacă tu ai îndoieli pe parcurs și ai senzația că de fapt nu mai vrei să faci lucrul respectiv, înseamnă că nu l-ai dorit cu adevărat. Adică dacă vrei să ajungi să poți să faci flotări doar în degetele mici de la mână, o să te antrenezi și nu o să conteze cât de greu este până când vei reuși. Și sunt oameni care reușesc să facă treaba asta. Și cum crezi această dorință arzătoare în interiorul tău astfel încât să faci acest lucru? Păi depinde ce îți propui. Dacă pe tine te duce toată energia ta, care sper să nu fie obsesivă, adică mulți își pun niște ținte din astea care de fapt nu îi duc nicăieri. Dar dacă îți dorești ceva cu adevărat, vei face absolut orice pentru lucrul respectiv. Gândește-te la o manechină, da, care pentru a-și păstra silueta conform standardelor de la Paris, trebuie să mănânce un cos de pâine și o tabletă de ciocolată pe zi și nimic mai mult. Și tot corpul îi cere de mâncare. Va face lucrul ăsta cât va dori. Dacă un creștin de pe timpul lui Nero a dorit să rămână creștin și să nu se convertească la altă religie și prețul a fost viața pe care a plătit-o. Brâncoveanu Constantin putea să aleagă să-și salveze toată familia într-o zonă de confort. N-a vrut. Și a
mers până la capăt, adică, pentru că a vrut sau n-a vrut ceva cu adevărat. Atunci, dacă e cu adevărat îți dorești ceva, vei obține acel lucru, pentru că nu vei considera că e un preț prea mare pentru asta. Știi cum îți dai seama că nu este un preț prea mare? Având această dorință în interior? Păi nu te mai interesează prețul. Dacă începe să te intereseze prețul, înseamnă că dorința n-a fost atât de mare, adică îți răspunzi tu singur la întrebarea asta. Nu poți să-ți răspund altcineva. Nu te mai interesează prețul? Păi nu te mai interesează. Și dacă viitorii tăi copii, urmași, vor plăti prețul tău? Și dacă nu îl vor plăti? Corect. Da, adică dacă și cu parcă se plimbau într-o barcă, știi? Corect. Noi aici știi cine a rezolvat-o foarte frumos? A rezolvat-o domnul Schrödinger când a făcut experimentul cu pisica, a băgat pisica într-o cutie, a pus acolo niște otravă, a închis cutia și a întrebat lumea, domne, ce credeți că s-a întâmplat cu pisica? Și unii au zis, domne, a murit, alții au zis, domne, n-a murit. Până nu deschizi cutia, n-o să știi. Și atunci tu poți să știi doar după acțiune. Iarăși revenim recurent așa la concluziile pe care poți să le tragi după ce știi că ai săvârșit acțiunea respectivă. Dacă spui problema și dacă o să fie așa, trebuie să spui problema și dacă nu o să fie așa, că întotdeauna e 50-50. Poate să se întâmple sau să nu se întâmple. De asta trebuie să ai nevoie de încredere, adică de credință și nu de știință, că tu n-ai de unde să știi înainte ce se va întâmpla. Tu poți să crezi că se va întâmpla ceva bine sau ceva rău, dar vei ști cu siguranță după ce ai făcut acțiunea respectivă, dacă a fost bine sau dacă a fost rău. Și atunci, fii înțelept, trageți concluziile după, nu înainte. Pentru că înainte nu e o prostie. Eu rămâi într-o zonă de 50-50 și de multe ori nici nu mai acționez pentru că ți-e teamă prea mult de partea cealaltă de 50-50, care nu-ți convine ție. Dar poate se întâmplă, poate nu se întâmplă. De unde știi dacă n-ai făcut? Și după ce ai scris cartea Oreste în 2007, cum a fost structurată, cum te-ai dezvoltat? Care a fost, de fapt, drumul tău? De la televiziune, de la jurnalist? Care a fost parcursul tău și evoluția ta? Păi nu cred că putem să corelăm evoluția mea cu profesia mea. Sunt două lucruri destul de distincte între ele. Că uneori am avut norocul extraordinar pentru care n-am niciun merit ca în interiorul profesiei mele să fac ceea ce mă și construia pe mine ca dezvoltare personală și spirituală. Vezi emisiunile Codul Oreste, să spunem așa, e una, dar eu am făcut în meseria mea și lucruri care n-aveau nicio legătură cu dimensiunea existențială, spirituală, filozofică, în calitate de jurnalist, de investigații, politic și așa mai departe. Nu cred că pot să suprapun neapărat evoluția mea ca om cu profesia mea. Uneori s-au intersectat, alteori au intrat în coliziune, deci nu cred că mă definesc prin profesia mea. Eu am avut niște căutări sincere și oneste și la suma tuturor întrebărilor mele legate de cine sunt, încotro mă îndrept, de unde vin, mi-a răspuns Dumnezeu cu mult în afara profesiei mele, adică nu cred că există vreo simetrie în treaba asta. Mi s-a băgat în cap Orest din societate și din școală și din ceea ce am trăit eu în această viață, că sunt insuficient, faptul că nu sunt, e necesar să dai mai mult, e necesar să faci o facultate, e necesar să ai studii superioare, toate aceste lucruri. Tu cum vezi acest lucru? Adică cum scapi de această judecată interioară pe care o creezi legată de ceea ce spun alții? Dar nu știu, eu nu pot să generalizez. Eu pot doar să constat că noi, din nefericire, nu numai noi, dar și părinții noștri și de vreo 300 de ani așa, trăim într-un duh al unei competiții care este total nenaturale, pe care s-a construit și comunismul și capitalismul și de regulă cam toate ideologiile, fie ele religioase sau politice, s-au bazat pe duhul competiției. Eu sunt mai bun decât tine, eu sunt mai adevărat decât tine, eu pot mai multe decât tine. Este nenatural. Acum, în lumina studiilor făcute, științific vorbind de data aceasta, asupra naturii, putem să ne reschimbăm total punctul de vedere, pentru că noi nu trăim în natură, noi facem parte din natură. Noi, ca să ne înțelegem natura noastră umană, trebuie să înțelegem natura cea mare.
Și dacă studiem speciile, și nu noi, că au studiat alții, slavă Domnului, noi putem doar să fim contemporani cu concluziile studiilor lor, știi că noi am fost învățați că în natură supraviețuiește doar cel puternic. Corect. Că există o lege a junglei. Da. Și că în această lege a junglei, cel care este slab este menit pieirii și că rezistă doar cel puternic. Ceea ce este o prostie. Este contrazisă această teorie, care este o idee filozofică, este contrazisă de studiile care s-au făcut de-a lungul cel puțin ultimilor 30-40 de ani asupra speciilor din natură și se observă acolo nu doar această competiție și supremația celui puternic în defavoarea celui slab, ci dimpotrivă o imensă colaborare firească în natură. Arborii, plantele colaborează cu vietățile, vietățile colaborează între ele, elefanții când unul rămâne în urmă se opresc sau se duc și îl ajută pe ăla să iasă de acolo și atunci ceea ce am fost noi învățați fără să avem acces la studiu, pentru că nu toată lumea are acces la studiu sau n-a avut acces la studiu până în epoca modernă, noi am crezut de bună o idee filozofică și anume că omul trebuie să subjuge natura pentru că omul este o ființă superioară și că omul trăiește într-un mediu care îl înconjoară, adică noi trăim în mediu înconjurător. Asta e o prostie. Noi nu trăim în mediu înconjurător, că nu ne înconjoară mediu. Noi facem parte din mediu. Avem toate regnurile naturale, le avem în genetica noastră. Noi avem și regnul mineral, și regnul vegetal, și regnul animal. Suntem parte din ele. Șamanii știu treaba asta, de-aia ce fac ei nouă ni se pare miraculos, că ei comunică de la viu la viu cu natura, ceea ce face orice țăran din orice popor. Și la noi, la țară, unde n-a venit civilizația peste noi, există o babă sau un moș care știe să vorbească cu plantele, cu animalele și așa mai departe. Și noi știm asta măcar citindu-l pe Castaneda, ne mai discutând, că putem avea acces la foarte multe informații în domeniul ăsta. Și atunci ideea asta de competiție între oameni este o idee artificială. Ea nefiind naturală nu a produs și nu va produce niciodată bunăstare. Bunăstarea este ceva foarte firesc, dar trebuie să fie în armonie. Toată înțelepciunea lunii vorbește de armonizarea între om, care e un microcosmos, și univers, natură, care e un macrocosmos. Ele nu sunt două chestiuni distincte. Noi facem parte. Noi ăștia mici facem parte din mare, cum picătura face parte dintr-un ocean. Nu este o picătură de sine stătătoare, ea provine de undeva. Și atunci ideea asta artificială, iartă-mă ca să-ți răspund că tu ești valabil doar dacă faci asta, asta, asta și asta, este o prostie. Tu ești valabil doar când ești autentic, adică când ești tu. Dacă tu vrei să te exprimi lumii prin a cânta, nu o vei face niciodată mai bine obligându-te altcineva să faci altceva, pentru că talanții tăi despre care se vorbește în pilda celor doi talanți este talent, că talent și talent au cam aceeași rădăcină a cuvântului. Este harul pe care ți-l dă Dumnezeu. Noi trebuie să ne exprimăm toți la fel. Poate ție ți-a dat harul să aduci emoție și bucurie prin muzică, altuia i-a dat să facă șuruburi, altuia i-a dat să facă masaj, altuia să fie medic, altuia să fie călător. Toți oamenii au fost înzestrați cu libertate și atunci facultatea fundamentală a omului este libertatea lui. Asta că să fim toți la fel, să gândim la fel, să ne îmbrăcăm la fel, să suferim la fel și să ne bucurăm la fel, este o mare, mare ticăloșie, dacă nu chiar prostie a noastră. Că nu e împotriva legilor firii. Firea nu e așa, natura nu e așa. Și atunci când consider că este benefică competiția sau nu o consider deloc benefică? Nu. Fiindcă, de exemplu, la mine, adică văzând că editez și văzându-l pe altul mai bun ca mine, editând mai bine ca mine, vreau să învăț mai multe și asta mă poate motiva să învăț mai mult sau poate în altă meserie, că poate dacă nu este niciunul mai bun ca tine sau vezi că tu ești cel mai bun, te lași pe tânzgeală. Da, da, nu despre competiția asta este vorba. Există competiția cu tine însuți, care este cea mai bună. Adică tu trebuie, dacă dorești să fii mai bun decât ești și ai și modele că sunt alții mai buni decât tine, aia nu mai e o competiție. Aia este o învățare corectă și este o competiție reală, dar doar cu tine, nu cu altul. Înțelegi? Cum e conceptul de jihad în islam? Conceptul de jihad tradus de fundamentaliști islamici ca un război împotriva lumii, dacă am citit și slavă Domnului că e și tradus în limba română Coranul, este un concept
care presupune un război, dar al tău cu tine însuți, cu lenea ta, cu patimile tale, cu răutatea ta. Asta este războiul pe care îi spune și Hristos. Eu n-am venit să aduc pace, am venit să aduc sabia. Care sabie? Unii au înțeles că e sabia cu care să-i omierlim pe alții. Nu. Este sabia cu care să ne tăiem legăturile cu tot ceea ce este neplăcut, nebun, nebenefic, neutil în noi. Adică competiția, războiul, lupta, nu putem să o ducem între noi. Că dacă o ducem între noi, suntem în afara lui Dumnezeu. Putem să ducem lupta asta cu noi înșine. Și atunci competiția, dacă există cu adevărat, există doar cu tine. Să te faci pe tine mai bun, nu să mă faci tu pe mine mai bun. Că n-ai cum să faci asta decât abuzându-mă. Iar un om care vrea să se facă mai bun pe el însuși, prin care sunt metodele cele mai folositoare prin care el poate să facă competiție cu el însuși, oreste, și care să o continue, să fie statornic în ceea ce face în competiția cu el însuși? Gradul lui de mulțumire și de satisfacție, pentru că dacă tu nu ești satisfăcut de ce ai făcut tu și ești un pictor, o să iei pânza sau foaia respectivă, o să o arunci la gunoi și o să o mai pictezi odată și încă o dată și încă o dată până când vei fi satisfăcut. Și atunci gradul de satisfacție este tot personal. Tu nu o să rupi pânza aia că ți-a zis altul că nu e bine. Că dacă ți-a zis altul că nu e bine, înseamnă că nu ești tu, e el. Dar de ce nu pictează el? Ea pictează brema tale mai bine. A, tu ești doar un cărcotaș care îmi spune mie că am pictat prost. Știi cum e? E ca un eunuc care a văzut toată viața lui ce se întâmplă într-un harem, că stă acolo cu evantaiul ăla. Dar el fiind de unuc nu poate să facă la fel. Dar el e un expert, el o să spună: domne, aici trebuia să stea așa ca dâna și sultanul a venit pe aici și a făcut ce ar fi. E un mare teoretician. Dar dacă îl pui să facă la fel, nu poate, că n-are ce-i trebuie. Așa e și cu critici ăștia care tot timpul spun ei ce ai tu de făcut. Bă, nene, vrei să faci ceva mai bine decât am făcut? Eu, fă tu mai bine, eu atâta pot să fac. Și atunci nu există. Noi, din păcate, trăim într-o lume pe dos. Asta o să înțelegem noi pe măsură ce ne înțeleptim, că lumea nu este oglindirea adevărului, este fix pe dos. Adică dacă Hristos spune ceva, noi facem pe dos. Asta înseamnă că valorizăm mai mult antichristul decât pe Hrist. Adică ăla spune să ne iubim și noi ne urâm. Și ne și justificăm această ură filozofic, teologic, religios. Domnule, eu îl urăsc pe ăla, da, el e un nenorocit. Eu sunt bun. E, când suntem în tipul ăsta de gândire, suntem în afara lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea pe toți. Gândește-te prin observare. Soarele răsare dimineața și răsare doar pentru unii care sunt credincioși și adevărați, și sau răsare pentru toată lumea. Ploaia când plouă, plouă pentru toată lumea. Pământul când scoate vrejută fasole de roșii, de linte, scoate, pune condiții, spune: aici doar pentru aia bun să vină să mănânci. Nu. Deci dacă Dumnezeu, natura ne îngăduie pe toți în diversitatea noastră, cine suntem noi să ne judecăm între noi și să hotărâm noi cu de la noi putere că, domne, eu merit mai mult decât ăla, că ăla nu e om, domne, e sub om. Păi cum e sub om? Că vine genetica și epigenetica și demonstrează că toți avem cromozom pereche la fel, de suntem la fel, nu există nicio diferență între oameni. Într-o groapă, doi scheleți. Care e împăratul și care e soldat? Care e înțeleptul și care e prost? Doi scheleți, mai știu eu care a fost unul și care a fost altul, sunt oase. Și atunci nu... Va veni o vreme în care noi poate suntem prea bătrâni într-un model de gândire și nu o să mai putem să ne schimbăm, dar vin alții din urmă, copiii noștri, nepoții noștri, care sunt absolut convins că vor schimba această paradigmă care a fost greșită. Că judecăm pomul după roadele pe care le-a dat. E lumea fericită astăzi? Nu. E, oare de ce nu e fericit? Că a făcut bine ce a făcut? Dacă făcea bine, era fericită. N-a făcut bine, nu e fericită. E atât de simplu. Cum putem aduce recunoștința în viața noastră, Oreste? Și că tot venim vorba de recunoștință, vreau să aduc în discuție și ce spuneai mai devreme de gradul de satisfacție. Dacă un om este satisfăcut cu el însuși, ce ar putea face pentru a fi nesatisfăcut și pentru a face lucrurile și mai bune? Prin recunoștință, poate, sau nu știu, adică... Păi nu-ți răspund eu, că nu sunt capabil, dar îți răspunde părintele Arsenie Boca, care spune că sufletul omului e ca o fântână fără fund. Orice ai băga acolo e foarte puțin. Singurul care poate umple nesfârșită asta fântână este Dumnezeu. Adică noi avem un suflet atât de mare încât nu putem fi satisfăcuți cu adevărat în absența lui Dumnezeu, care este singurul care îl poate umple. Spațiul nostru este nesfârșit. Și atunci vezi că oamenii care au senzația că au atins culmi ale propriei satisfacții devin
în loc să devină satisfăcuți, devin pe măsură și mai nesatisfăcuți. Un milionar va dori să fie miliardar, care el în momentul fix când a devenit miliardar vrea să fie multimiliardar. Și după aia nu se mai oprește setea asta de a umple ceva, 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 e un gol. Golul vine de la lipsa lui Dumnezeu. Dumnezeu e împlinirea noastră. Noi până nu o să înțelegem treaba asta, nu o să avem cum să fim satisfăcuți. Niciodată. Am o casă, vreau două, am două, vreau 10. Orice. Am avut succes la 100 de oameni, dar vreau să am și la 1000 de oameni, dar vreau să am și la 1 milion de oameni, dar vreau de fapt să am un succes planetar. Și o să am succesul planetar și tot trist, o să fiu măsinucit. De ce? Pentru că nu sunt satisfăcut. Și atunci o să vedem, uitându-ne în jurul nostru, cine sunt oamenii satisfăcuți. Bă, s-ar putea să-i găsim pe unii care, din perspectiva sistemului nostru de valori, n-au nimic. Merg pe stradă, n-au casă. Te uiți în ochii lor, sunt fericiți. Cum? De ce? Au altceva, probabil, care îi face fericiți. Sau pe cineva care îi face fericiți, mai bine spus. Îți mulțumesc, Oreste, pentru valoarea pe care ai adus-o în acest podcast. Crede-mă că n-ai pentru ce. Și un ultim sfat pe care ai vrea să-l oferi oamenilor pentru acest podcast pe care l-au urmărit, care ar fi? Nu sunt în măsură să dau sfaturi, nu mi-a plăcut niciodată chestia asta. Să fie asumați, să fie liberi. Să nu-și vândă libertatea pe care au primit-o de la Dumnezeu. Să fie ce vor ei să fie. Și cum ar putea face asta? Asta nu știu, fiecare trebuie să-și răspundă la întrebarea asta. Tu cum ai făcut-o? Nu știu, am făcut-o. Nu pot să spun cum. Pentru că nu există o metodă. Eu am făcut-o așa cum m-a dus pe mine gândul, intuiția, drumul, viața. Dacă unul poate, și nu mă dau pe mine aici că am putut, că n-am putut, încă mai am multe, dar dacă unul a putut să fie fericit, toți putem să fim fericiți. Trebuie să vedem cum a putut să fie el. Și vedem. Simțim când un om e fericit sau nu e fericit. Asta nu poți să minți. Oricât de grimasă îi face tu sperând că îi zâmbet, pus de la o poștă dacă ești fericit sau nefericit. Sondează-te, că de-aia ți-a dat Dumnezeu și rațiune și simțire. Cercetează-te. Ești fericit? Dacă nu ești fericit, prietene, înseamnă că undeva ai greșit. Îți mulțumesc, Oreste. Bucurii divine tuturor, să ne revedem cu bine și până data viitoare, un like, un share, un subscribe, un comentariu legat de ceea ce v-a plăcut și canalele lui Oreste le veți găsi în descriere și până data viitoare, bucurii divine și prin suferință ajungem la mântuire? Nu numai, ci prin bucurie. Și prin bucurie, așa să fie. Mulțumesc!